Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul Vintage Fun. Pentru cei care vă aflați pentru prima dată pe acest canal, aici facem filmulețe cu și despre telefoanele vechi. Pentru toți ceilalți, bine ați revenit! Astăzi aș vrea să vă prezint acest superb telefon Sony Ericsson K800i. Este un telefon care pentru mine înseamnă ceva și care m-a făcut să fiu un mic hater, aș putea spune. Deoarece atunci când eram la liceu, la școală, și l-a cumpărat un coleg de-al meu. Eu, după cum bine știți, obsedat după telefoane mobile și după tehnologie, bineînțeles, atunci când am văzut telefonul ăsta nou-nouț la băiatul ăla cel la rămână, mamă, deci cred că am înnebunit, pentru că arăta super, super frumos. Era cumpărat de la Orange pe abonament, din câte știu. Avea și internet pe el și așa mai departe. Și efectiv, atât de îndrăgostit eram de el, încât îl ceream să mă joc pe el la pauze. Îl rugam să mă lase să-i fac poze cu el, pentru că era cel mai bun telefon în cameră de pe vremea aceea, cred. Nu pot să spun 100% pentru că aș minți. Din câte știu, este primul telefon cu o cameră CyberShot de la Sony Ericsson. O cameră foarte, foarte, foarte bună din punctul meu de vedere. Ia uitați, hai să facem o poză. După cum vă spuneam, deci uitați cum face poze un telefon din 2006, luna iunie, cred că a apărut. Deci eu zic că este de departe cel mai adică un telefon cu cea mai bună cameră de pe vremea aceea. Era și un telefon foarte, foarte, foarte frumos, zic eu. Singura chestie era că avea butoanele acestea cam micuțe și na, te încurca atunci când vrei să scrii un mesaj în caz că aveai degetele mai mari. Și încă ceva ce mă deranja la el era faptul că avea un card M2 care nu era foarte ușor de găsit în perioada aceea. Telefonul ăsta știu că suporta un card M2 până la 16 giga. Dar cred că atunci un card de 512 era undeva la 100 de lei. Cardul de 16 giga pentru el cred că costa mai mult decât telefonul. Era un telefon foarte simplu, foarte ușor și foarte, foarte practic. Avea butoanele aici care ți intrau direct în poze. Foarte simplu. Aici ți intra în albume cu toate pozele. Avea foarte multe opțiuni pentru perioada din 2006, atunci când a apărut. Internetul care mergea super, super bine. Știu că toată ziua stăteam pe telefonul colegului meu pe internet, pentru că el avea o extra opțiune, pe abonamentul lui de la Orange, cu foarte mult internet și viteză de 3G. 3G care cred că nu a apărut de foarte mult timp. Și multe alte chestii. Uitați, avea radio, jocuri, nici nu știu exact ce jocuri are, dar are destul de multe. Reda videoclipuri MP4 și 3GPU. Din câte știu, muzică, înregistrare și foarte, foarte multe chestii. Foarte multe opțiuni. La setări, la fel, foarte,
foarte intuitiv, adică nu era foarte greu de umblat pe el. Destul de bun joystick-ul la acest model de telefon, nu ca la modelele Samsung, în care una, două se strica joystick-ul. Bine, și la celelalte modele de Sony Ericsson mai erau defectuoase joystick-urile. Da. Și, după cum vă spuneam, mi-a plăcut foarte mult la colegul acela al meu, faza e că, după cum știți, nici atunci nu aveam bani foarte mult și nu am putut să-l cumpăr nou. Tocmai ce aveam, cred că, în perioada aceea, un Nokia 3220, cred, în perioada când colegul acesta al meu avea acest Sony Ericsson. Dar, după cum știți, eu sunt o persoană foarte... Adică când îmi pun ceva în cap, o să fac, o să realizez. Așa că atunci când am prins ocazia, mi-am cumpărat acest telefon second hand, clar. Și l-am folosit o perioadă destul de lunguță de timp. Cred că un an și ceva. Lunguță pentru mine. Și l-am folosit cu foarte multă plăcere, mai mult pentru cameră. Pentru camera asta care și cred că și în 2009, 2008, 2009 eu încă făceam poze cu acest telefon și ieșeau foarte bine și eram foarte mulțumit de el. Bateria la fel, o baterie destul de ok, chiar dacă avea doar 900 de miliamperi, cu ușurință vorbeai la el, cred că o zi întreagă. Poze, dacă le făceai pe timp de zi, când nu foloseai blitzul, făceai foarte multe poze. Dacă foloseai blitzul, nu ieșeau chiar așa de multe poze. În fine, telefonul după care eu l-am vândut, pentru că vă dați seama, mi-am cumpărat altul și pe acesta l-am cumpărat de la un coleg de-al nostru pasionat de telefoane de pe pagina de Facebook Telefoane vechi și noi de colecție. Am dat, cred că undeva la 30-40 de lei pe el. Nu arată foarte, foarte bine, dar problema e că altul mai bun în perioada aia atunci când am vrut să cumpăr telefoane ca acesta, nu am găsit. Eu zic că este ok și ăsta, chiar dacă are anumite zgârieturi și imperfecțiuni. Pentru colecția mea este un telefon perfect, care nu o să plece niciodată de pe raftul meu cu telefoane vechi. Haideți să intrăm și la melodii, să vedem ce melodii avea telefonul acesta preinstalate. Clar avea niște melodii polifonice. Da, și asta i-am băgat eu să văd cum se aude muzica. Muzica se aude destul de bine pe el. Aici avea un buton din care porneai muzica. Aici avea butoanele de volum sus, jos și acesta era de capturare a pozei. Să oprim muzica să nu ne certe cei de la YouTube. Nu avea niște melodii foarte, foarte frumoase, dar clar, puteai să descarci de pe el orice melodie vrei, datorită faptului că avea internet. Asta era melodia pe care majoritatea oamenilor o țineau ca și ton de apel. Cam asta a fost povestea acestui telefon care m-a făcut un mic hater, cum v-am spus și la început. Prea multe nu am ce să vă arăt și ce să vă zic despre el, pentru că, da, majoritatea îl știți și
Cred că majoritatea dintre voi l-ați avut în colecție, adică l-aveți în colecție sau l-ați avut în buzunar acum mulți ani. Vă mulțumesc mult pentru că ați vizionat și astăzi clipul meu și vă aștept cu nerăbdare la următorul clip. O zi bună!